Aceste materiale audio aparțin canalului de YouTube O Voce. O Voce. O Voce. O Voce. Iulia își mai turnă un pahar de vin. Era atât de mare liniștea din vilă, se simțea atât de singură, încât aproape că era dor de umorul caustic și de bârfele malițioase ale lui Primus. Măcar el reușise să-i distragă atenția de la celelalte gânduri tulburătoare în legătură cu viața ei și cu soarta implacabilă. Nimeni nu mai venea să o vadă. Era bolnavă și toți cei pe care îi cunoșteau o evitau din cauza asta. Înțelegea totul prea bine. Boala era deprimantă, era lungă și plictisitoare. Doar cei care sufereau acceptau să discute despre ea. Își aduse aminte de prieteni de-a ei care se îmbolnăviseră. Îi evitase, așa cum alții încercau să o evite pe ea acum. Nu fusese dispusă să asculte descrierea durerilor și a simptomelor. Refuzase să accepte faptul că e și ea muritoare. Viața era prea scurtă ca să și-o risipească cu tragediile altora. Acum trecea ea însăși printr-o tragedie. Duse paharul la buze și sorbi din el. Ar fi vrut să se îmbete atât de tare încât să nu mai fie în stare să se gândească la viitor sau să simtă prezentul. Ar fi vrut să navigheze în voie pe o mare de liniște adusă de vin. Fără nicio durere, fără nicio teamă, fără niciun regret. Pe vremuri se hrănise cu lotus. Acum trebuia să bea posca. În fond, după o anumită cantitate de vin, fie el și cea de mai proastă calitate, nu avea să mai simtă nimic. Nimănui nu-i păsa. Și de ce le-ar fi păsat? Nici ei nu-i păsase. Niciodată nu se sinchisise de niciunul dintre ei. Nu făcuse decât să se prefacă că se distrează. Lăsă să-i scape un râs strident care răsună în toată camera. Apoi rămase din nou cufundată în tăcere, holbându-se morocănoasă la paharul din fața ei, dorindu-și să se poată neca în vinul rubiniu. Se simțea goală pe dinăuntru. Poate ravagiile făcute de boală duceau la distrugerea unor porțiuni din ea, care au fost cândva acolo, nevăzute, dar esențiale. Viața era o glumă crudă. Avusese tot de ce ar fi avut nevoie ca să fie fericită. Bani, poziție, frumusețe, libertatea deplină de a face tot ce-i poftea inima. Nu a ținut ea sub control toate situațiile nefericite, învingându-le prin propria ei voință? Atunci de ce era viața acum atât de insuportabilă? Cu ce greșise? Mâna-i tremură când duse din nou paharul la gură, înghițind vinul amar și încercând să înghită odată cu el sentimentele ce o copleșeau. Simțea că se sufocă. Hotărâ să nu se mai gândească la nimic neplăcut azi, să se gândească la lucruri care s-o facă fericită. Dar ce-o făcuse vreodată fericită? Își aminti cum alerga întotdeauna la fratele ei, Marcus, când se întorcea la vila din Roma, iar el o tachina, o răsfăța, o adora. Luptându-se cu lacrimile, se sforță să-și amintească că el încălcase legământul de a o iubi întotdeauna necondiționat. Își aminti că i-a întors spatele chiar când avea mai mare nevoie de el. Alungând amintirea lui Marcus din minte, început să se gândească la alți oameni din viața ei. Părinții, Claudius, Caius, Atretes, Primus, Calabach. Fiecare nume năștea în ea regrete și mânie, presentimente și autocompătimire și, dincolo de toate acestea, nevoia de a se apăra și de a se justifica. Nimeni nu avea dreptul să-i spună cum să trăiască, nimeni, și totuși asta încercau să facă cu toții. Tatăl ei așteptase de la ea să fie așa cum dorea el și nu cum era în realitate. Claudius nu dorea decât o altă soție care să semene cu cea care a murit. A fost o nebunie să gonească după ea noaptea aceea când a fugit de el. Nu era vina ei că a căzut de pe cal și și-a rupt gâtul. Caius era crud. I-a folosit trupul și banii pentru propria lui plăcere și, pe urmă, după ce împrejurările i-au devenit neprielnice, a bătut-o și a acuzat-o pe ea. Caius i-a otrăvit viața. Cum altfel ar fi putut să-i o plătească decât otrăvindu-l la rândul ei? Inima o durea când se gândea la Atretes. Atretes, cel mai frumos bărbat dintre bărbați, cât de mult l-a iubit! Niciodată n-a mai existat pe lume un asemenea gladiator. I se părea un zeu strălucitor cu trăsături atât de perfecte,
cu ochii albaștri arzători și cu trup frumos și puternic. Nenumărate femei l-au dorit și bărbați, dar Atretes n-a dorit-o decât pe ea. Cel puțin până în momentul când a decis să se apere de atitudinea lui dominatoare și a refuzat cererea în căsătorie, preferând o căsătorie de conveniență cu Primus. Atunci chiar și Atretes, a cărui moralitate plebeie și barbară sfida orice rațiune, a părăsit-o. Se încruntă la imaginile din trecut care îi se învălmășeau în minte. Dacă ar fi să ia totul de la început, oare ar face altfel? Cum ar fi putut să schimbe ceva și să păstreze controlul asupra propriei vieți? Unul câte unul în fiecare caz și cu fiecare persoană, Iulia se așeză pe scaunul judecătorului și se achită de orice vină, dar usturătoarea îndoială mușca în continuare din inima ei. Oare cursul vieții a fost determinat de ceea ce i-au făcut alții sau de ceea ce și-a făcut ea însăși? Sorbi din nou, încercând să-și potolească durerea din piept, dar nu făcu decât să o mărească. Dacă nu s-ar fi căsătorit cu Primus, totul ar fi fost altfel acum. Poate l-ar mai fi avut încă pe Atretes. N-a cumpărat el o vilă pentru ea? N-a dorit să o ia de soție? Se gândi la copilul lui pe care îl purtase în pântece și durerea se adânci, crudă și rece, strângându-i inima ca într-o menghină. Încă îi mai răsuna în ureche coul unui scâncet slab, neajutorat, și propriile cuvinte care se întorceau acum s-o bântuie. Aruncă-l pe stânci, lasă-l să moară. Închise ochii strâns în timp ce încheieturile îi se albiră pe paharul de vin. N-a fost vina ei. Atretes i-a declarat că o urăște. I-a spus că nu vrea copilul, i-a spus că nu-l va recunoaște niciodată. Ce altceva ar fi trebuit să facă? Hadasa o implorase. Uitați-vă la fiul dumneavoastră, doamnă. Fiul lui Atretes, fiul ei. Gemu, făcând eforturi să-și împingă emoțiile în cele mai adânci cotloane ale ființei, acolo unde putea să le facă uitate. Durerea din interior deveni copleșitoare și de nesuportat. Numai Kalabah era de vină. Kalabah, cu minciunile ei bine ticluite, cu talentul ei de a manipula oamenii. Poți să scoți asta din minte? E un capitol încheiat, treci peste ce a fost. Cuvintele ei mai răsunau încă în minte. O auzea iar și iar pe Kalabah cu vorbele ei seducătoare, aducându-i aminte că fiecare bărbat pe care l-a cunoscut vreodată n-a făcut decât să o rănească. Kalabah, cu asigurările la fel de seducătoare, că niciun bărbat n-ar putea iubi vreodată o femeie așa cum o putea iubi o altă femeie. Cu mine te vei bucura întotdeauna de libertate, vei putea face tot ce-ți dorești. Kalabah, cu promisiunile ei deșarte. Kalabah, o femeie care personifica un mormânt de piatră. Eu te voi iubi întotdeauna, Iulia. N-am să încerc să fac din tine o sclavă cum ar face un bărbat. Dar făcuse o sclavă din ea, în moduri în care nu-și închipuise niciodată că ar fi posibil. O sclavă a așteptărilor celorlalți, o sclavă a propriilor ei pasiuni, a împrejurărilor, a fricii, o sclavă a vinovăției. Gemând, Iulia se ridică de pe canapea, stomacul îi tremura și strânse din dinți, încercând să alunge senzația tot mai puternică de greață. Transpirația îi țâșni prin pielea palidă, clătinându-se puse jos paharul cu vin și se sprijini de stâlpul de marmură ca să-și recapete echilibrul. Greața o lăsă treptat. Un șuvoi de raze curgea până în peristil, cât de însetată era de căldură. Merse drept în mijlocul lui și-și ridică capul să simtă soarele pe față. Se umplu de o dorință adâncă și dureroasă. Rămase așa învăluită de raze, dorindu-și ca acestea să-i intre prin toți porii și să o încălzească din interior spre exterior. Uneori era atât de frig că nici măcar apele fierbinți ale trepidariumului nu reușeau să o încălzească. Câteodată avea senzația că această răceală venea chiar din adâncul inimii ei. Încolăcindu-și brațele în jurul ei, închise ochii și văzu în față prin perdeaua pleoapelor căldura de chihlimbar ce devenea tot mai roșiatică. Formele se mișcau. Nu mai voia să vadă nimic altceva. Nu voia să se gândească la nimic și să simtă nimic, în afara acestui moment unic în timp. Voia să uite trecutul
și să nu se mai teamă de viitor. Apoi lumina dispăru. Tremurând, deschise ochii și văzu că raza de soare era acum umbrită de un nor. Tristețea a început să izvorască în adâncul ei până simți că se sufocă sub povara acesteia. Inexplicabil, se simțea ca un copil speriat, care avea nevoie disperată de mama lui. Doar 3 persoane se mai aflau cu ea în vilă, în acel moment, cu toți sclavii. Tropas, un bucătar grec, Isidora, o servitoare care făcea menajul, din Macedonia, și Didimas, slujnica egipteană pe care a adus-o după fuga lui Eudemas. Oare să nu fi trecut decât 2 ani de când avusese casa plină de servitori, gata să-i stea la dispoziție? A avut într-o perioadă 4 purtători de lectică etiopieni, 2 gărzi de corp din Galia, o slujnică din Britania și încă 2 din Creta. Au fost și mai multe servitoare pe vremea când Calabah locuia în vilă, toate femei tinere și frumoase, din cele mai îndepărtate colțuri ale Imperiului. Primus a avut alaiul lui de bărbați servitori, pe care, exceptând 3, i-a vândut înainte să o părăsească. L-a luat cu el pe Chipeșul, cântăreț la alăută din Grecia, și pe un macedonian mut, un om brutal, cu trăsături aspre. Iulia spera ca macedonianul să-i fi tăiat între timp gâtul lui Primus și să-l fi aruncat peste bord ca hrană pentru pești. Ce om de lăsător și de o răutate perfidă a fost, cu mult mai rău decât Caius. În ultimele câteva luni a fost forțată să-și vândă din proprii sclavi. Nu-i mai ajungeau banii pentru articole de lux, n-avea decât un fond minim pentru strictul necesar. Trebuia să recurgă la orice mijloc ca să-și mai facă rost de bani. Cu doar 3 sclavi rămași în slujba ei, viața devenea din ce în ce mai sumbră. Se simți obosită și hotărâ să se retragă. Lăsându-se cu toată greutatea pe balustrada de marmură, începu să urce încet scările. Capul îi vâjâia din cauza vinului, străbătu clătinându-se coridorul de la etaj și intră în dormitor. Didimas netezea cuvertura fină de pe canapea. Iulia o văzu îndreptându-se de spate imediat ce ea intră în cameră. Obiciuise acum 2 zile pentru neglijarea îndatoririlor. Ai spălat podeaua așa cum ți-am spus? Da, doamnă. Și ai schimbat lenjeria de pat? Da, doamnă. Iulia era iritată de tonul placid al lui Didimas. Nu vedea nicio urmă de dușmănie pe chipul ei impasibil, dar o simțea. Trebuia să o pună la punct. Iulia își învârti privirea prin cameră căutând un motiv să o critique. Nu sunt flori în vaze. Vânzătoarea cerea 2 sesterți pentru crin, doamnă, iar dumneavoastră nu mi-ați dat decât unul. Trebuia să te târguiești cu el. M-am târguit, doamnă, dar avea mulți cumpărători și n-a vrut să lase din preț. Fața Iuliei se înroși de rușine. Mulți cumpărători. Și fiecare dintre ei avea mai mulți bani ca ea. Camera e deprimantă fără flori. Didimas nu zise nimic, iar tăcerea ei servilă o deranjă și mai tare pe Iulia. Servitorii pe care i-a avut familia ei la Roma au servit-o întotdeauna cu căldură și afecțiune. N-au fost niciodată reci și rezervați și n-au ținut ranchiun atunci când au fost disciplinați pe drept. Își aducea aminte că unii chiar râdeau în timp ce își făceau treaba. Se gândi la Hadasa. Clătinându-se, Iulia apucă tocul ușii și se sprijini de el cu toată greutatea. Nu voia să se gândească la Hadasa. Declinul propriei vieți începuse cu nenorocita aia. Dacă n-ar fi fost ea, totul ar fi altfel. Luptându-se cu lacrimile, privi fața lipsită de expresia lui Didimas. Tânăra sclavă stătea în același loc. N-avea de gând să facă nimic să o ajute până nu îi se poruncea. Undeva în abisurile fără apărare ale minții Iuliei se născu o constatare ingrată. Hadasa n-ar fi așteptat. N-ar fi rămas acolo neclintită cu privirea țintită în gol, cu fața ca de piatră, emanând adversitate din fiecare por al ființei. Hadasa s-ar fi apropiat și ar fi luat-o în brațe. Iulia contemplă ornamentele bogate din cameră și simți zădărnicia lor. Nu mai putea să stea în casă. Astăzi ies, zise ea pe un ton neutru. Didimas rămase tăcută așteptând. Iulia se uită fioros la ea. Nu mai sta așa acolo. Pregătește-mi palusul cel albastru
Și adu-mi un lighean cu apă călduță. Da, doamnă. Deprimată, Iulia privi cum slujnica ei căută palosul albastru și îl puse pe canapea. Își dădu la o parte părul de pe față și intră în cameră cu toată demnitatea de care se simțea în stare, ignorând-o pe Didimas care merse să aducă apă. Agățându-se de marginile măsuței de marmură, Iulia se așeză cu efort. Se holbă la suprafața metalică strălucitoare a oglinzii și văzu reflecția unui chip palid și tras la față, cu cearcăne întunecate sub ochii mari căprui. Părul negru era în dezordine, ca și când străina care o privea din oglindă nu l-ar mai fi pieptănat de zile întregi. Oare cât timp trecuse? Luă un pieptăn din carapace de țestoasă și începu să-și dea cu el prin șuvițele încălcite. În cele din urmă renunță și hotărâ să aștepte până la întoarcerea lui Didimas. După ce aceasta reveni, Iulia se ridică și se spălă pe față. Tapetându-și obrajii cu o cârpă umedă, se afundă din nou în scaunul din fața oglinzii și îi porunci lui Didima să-i pieptene părul. Iulia se strâmbă când sclava trase prima dată cu pieptănul și se întoarse spre ea înfuriată. Proasto, mai tragem o dată de păr și am să te trimit la lei. Am mai făcut-o în caz că nu știi și am să o fac din nou. Chipul lui Didima spăli. Mulțumită că reușise să o sperie pe sclavă, Iulia se întoarse și își ridică bărbia. Acum fă treaba așa cum trebuie. Cu mâinile tremurând, Didimas lucra cu atenție și cu migală. După câteva minute, starea Iuliei se înrăutăți. Teama sclavei era și mai deprimantă ca dușmânia ei. Ridicându-și ochii, privi fața palidă tensionată a lui Didimas. Ochii fetei scăpărară și Iulia simți că lucra și mai încet. Fără tragere de inimă, se întoarse în altă parte. Aveți un păr minunat, doamnă. Iulia luă o șuviță din părul ei negru mat și o răsuci între degete. Știa exact ce însemnau acele vorbe. Lingușire goală. Pe vremuri strălucea, zise ea întunecată. Doriți să vă dau cu ulei parfumat, doamnă? Cât de respectoasă era acum când amenințarea arenei îi atârna deasupra capului. Da, doresc, zise Iulia șters, privindu-se în oglindă. Fă-l să strălucească din nou cu toate mijloacele pe care le avem la dispoziție. Mâinile lui Didimas tremurau când își turnă câțiva stropi de ulei în palme, le frecă una de alta și masă cu grijă părul și capul Iuliei. Suspinând, aceasta se relaxă, căci masajul îi făcea bine. Împletește-l într-o coroniță, zise ea. Didimas făcu întocmai. Sunteți mulțumită, doamnă? Întrebă ea după ce termină. Iulia studie efectul cu ochi critic. Coafura care altădată o făcea să arate ca o regină, îi dădea acum un aer de austeritate. Eudema se obișnuia să mă împletească perle prin păr. Nu mai sunt perle, doamnă. Nu te-am rugat să-mi aduci aminte. Didimas făcu un pas înapoi cu frica oglindită în ochi. Iulia regreta că a dus vorba de perle. Oare ce credeau servitorii de situația în care se afla? Bârfeau în șoaptă între ei și se bucurau că averea i-a fost irosită? Pe ei îi interesa numai soarta lor, nu și a ei. Ce se mai găsește în caseta cu bijuterii? Întrebă Iulia arogantă. Didimas deschise caseta și îi studie conținutul. 3 coliere cu mărgele de sticlă, doamnă, și câteva cristale. Ar trebui să fie mai mult de atât, zise Iulia nerăbdătoare. Adu-o încoace. Smulse caseta din mâinile lui Didimas și o așeză în poală. Scotocind prin conținutul ei, nu găsi decât ceea ce îi spusese servitoarea. Luă un cristal de ametist din cutie și îl cântări în palmă. Îl cumpărase cu mult timp în urmă din Roma, de la un mag din răsărit care avea o tarabă în piață. Prietena ei, Octavia, era cu ea. Ultimul lucru pe care îl mai auzise în legătură cu Octavia era că tatăl ei, înglobat în datorii, s-a sinucis. Ce s-a ales oare de Octavia? Se întrebă ea. Încă își mai oferea favorurile oricărui gladiator care era dispus să le accepte? Sau a găsit în cele din urmă un bărbat de rangul ei destul de prost ca să o ia de soție? Iulia ținu ametistul în mână. Ce-i spusese oare vânzătorul despre el? Nu cumva i-a spus că acel cristal avea puteri miraculoase de vindecare?
Își trecu lanțul în jurul gâtului și strânse cristalul în palmă. Asclepius, așa să fie. Încearcă să vezi ce poți face cu mărgelele astea, zise ea. Iar Didima să-i despleti părul și îl împleti din nou, punându-i între șuvițe de această dată mărgelele de sticlă. Iulia studie efectul final și oftă. Acceptabil. Da, doamnă, zise Didimas. Poți să pleci. Da, doamnă. Didimas făcu o plecăciune rapidă și se grăbi afară din cameră. Iulia luă un vas cu praf alb și netezi puțin din el sub ochi ca să șteargă cearcănele întunecate. Cât i-ar fi luat acum să-și lumineze întunericul de sub ochi? Lucră cu migala, apoi îl puse la loc luând vasul cu ocru roșietic. Adăugă un retuș final de fard pleoapelor și se uită în oglindă. Arăta prezentabil, dar numai atât. Pe vremuri fusese frumoasă. Oriunde mergea, bărbații o priveau cu admirație. Femeile o invidiau pentru ochii negri întunecați, pentru pielea lăptoasă, pentru buzele roșii cărnoase, pentru gropițele din obraj și trupul de felină. Acum ochii erau ca de sticlă, pielea smeadă, buzele roșii, dar din cauza vopselei. Obrajii care îi dădeau pe vremuri un aer de mare aristocrată erau acum proeminenți din cauza bolii. Se forță să zâmbească încercând să imprime feței mai multă viață, dar imaginea din oglindă deveni o caricatură. Părea exact așa cum era în realitate, o femeie care și-a pierdut orice urmă de inocență. Întorcând spatele imaginii din oglindă, Iulia se ridică. Dându-și jos toga, o lăsă să cadă pe podea și îmbrăcă palusul albastru. Didima să-i pregătise cordonul de argint și Iulia îl încheie. Îi atârna lăbărțat în jurul taliei. Oare cât slăbise de când îl purtase ultima dată? Didimas! Fata veni repede la chemarea ei. Aranjează cordonul și punem sandalele. Didimas aranjă cordonul și îl dădu din nou Iuliei. Apoi îngenunchie și îi puse în picioare sandalele de argint. Eșarfa albastru deschis, zise Iulia cu răceală și întinse mâinile spre ea. Didimas i-o aduse și o aranjă cu grijă pe umeri. Iulia luă o monedă din cutia cu bani și o întinse lui Didimas. Spune lui Tropas să mă închirieze o lectică. Nu-i vor ajunge banii ăștia, doamnă. Iulia simți cum un val de căldură inundă fața și îi trase o palmă fetei. Dăm banul! Îi smulse înapoi moneda, tremurând de supărare și de mânie. Am să merg pe jos, zise ea, făcând un gest semeț cu capul. E o zi frumoasă și până la vila mamei nu-i prea mult de mers. Puse moneda la loc în cutie și trânti capacul, acoperindu-l apoi cu mâna. Știu exact câte monede sunt în cutia asta, Didimas. Dacă lipsește vreuna pe când mă întorc, tu vei fi de vină. Ai înțeles? Da, doamnă. Fata rămase neclintită cu fața roșie de la palma Iuliei. Cât timp voi fi plecat, aerisește camera și adu niște flori în vaza de lângă patul meu. Fură-le dacă-i nevoie. Sau oferă-ți favorurile în schimbul lor. Nu mă interesează cum procedezi. Important e să faci rost de ele, m-ai înțeles? Da, doamnă. Nu mai suport locul ăsta înfricoșător. Merse pe jos până la drumul principal și se odihni pe un fanum frumos de marmură, acoperit cu viță de vie. Strada era plină de oameni care plecau sau veneau de la Artemision. Închizând ochii, își sprijini capul de stâlpul de marmură și ascultă forfotul vieții care palpita în jurul ei. Îi era sete, dar nu se gândise să-și pună bani cu ea și nu avea nici măcar un bănuț de aramă ca să cumpere o cupă de vin amestecat cu apă de la vânzătorii ambulanți. Se ridică și merse mai departe. Trecuseră câteva săptămâni bune de când nu mai avea nicio veste de la mama ei. De obicei primea câte un mesaj printr-unul din servitorii acesteia. Nu ți-ar face plăcere să vii la cină? O invitație cordială din partea unei mame îndatoritoare. Iulia o refuza întotdeauna politicos, dar acum își dădea seama că a ajuns să depindă de acele invitații. Chiar dacă le refuza, ele reprezentau ultimul fir de borangic care o lega de mama ei și de viața ei din trecut. Poate că acum chiar această ultimă legătură fusese ruptă. Trebuia să afle. După ce se odihni, se ridică și merse mai departe. Când ajunse la destinație, se opri la capătul scărilor de piatră și contemplă structura impresionantă a frumoasei vile.
Tatăl ei n-a fost nevoit niciodată să socotească banii și această casă așezată pe deal stătea drept mărturia bogăției și a poziției lui. Se asemăna într-o oarecare măsură cu vila pe care o avea Marcus nu departe. Evident, a lui se situa puțin mai aproape de centrul orașului și de nucleul activității comerciale. Oare câte emporiumuri deținea fratele ei acum? 2, 3, fără îndoială mai multe decât atunci când vorbise cu el ultima oară. Luându-și inima în dinți, Iulia a început să urce scările. Avea respirația întretăiată când ajunse sus și bătu la ușă. Neprimind niciun răspuns, ciocăni din nou și inima a început să-i bată mai cu putere în piept. Oare ce avea să-i spună mama ei după tot acest timp? Se va bucura că a venit în vizită? Sau pe chipul ei se va așterne acea expresie dureroasă de deziluzie și dezamăgire? Îl recunoscu pe sclavul care îi deschise ușa, dar nu și-aduse aminte numele lui. Tatăl ei îl cumpărase la scurt timp după ce venise în Efes. Doamnă Iulia, exclama acesta surprins în timp ce ea trecu pe lângă el și intră în anticameră. Se uită în jur și sentimentul că s-a întors acasă deveni apăsător. Spune-i mamei că am venit să o văd. Am să o aștept în peristil. El ezită cu o expresie ciudată pe chip. Văzându-i ezitarea, ea ridică bărbia nerăbdătoare. N-ai auzit ce ți-am spus, sclavule? Fă cum ți-am poruncit. Iulius nu se clinti, surprins de aroganța și de lipsa de sensibilitate a femeii. Mama dumneavoastră nu e bine, doamnă. Iulia clipi. Nu e bine? Cum adică nu e bine? El se întrebă dacă era într-adevăr îngrijorată de mama ei sau pur și simplu iritată de situația neplăcută în care era pusă. Nu poate să vorbească și nici să se miște, doamnă Iulia. Iulia privi în susul scărilor alarmată. Vreau să o văd, acum. Desigur, zise el, făcându-i semn că poate să pornească în sus pe scări așa cum îi era intenția. E pe terasa cu vedere în port. Am să vă arăt eu drumul în caz că nu mai țineți minte. Simți un reproș în vorbele lui și aruncă o căutătură fioroasă. Nu avea nevoie să-i se amintească de câtă vreme n-a mai pus piciorul în această casă. Știu unde e. Iulia intră în dormitorul mamei ei și o văzu afară pe terasă, așezată la soare lângă balustradă. Traversă repede camera și ieși pe sub oltă. Mamă, sunt aici, zise ea. Mama nu se întoarse să o întâmpine, ci rămase nemișcată. Iritată de lipsa ei de reacție, Iulia veni mai aproape și se opri în fața ei. Iulia își privi stupefiată mama, șocată de cum arăta. Cum era posibil ca cineva să se schimbe atât de mult în numai câteva săptămâni? Părul îi albise și prin pielea de pe mâini se vedeau venele. Fața îi cădea într-o parte, iar gura îi atârna întredeschisă. Dar în ciuda acestui fapt, cineva avusese mare grijă să-i pieptene părul și să o îmbrace într-un palus alb. Părea demnă într-un mod care inspira milă. Pe Iulia o năpădit teama. Ce se va face fără mama ei? Se uită lung la servitor. De cât timp e așa? Atacul a avut loc acum 46 de zile. De ce nu mi s-a trimis vorbă? Vi s-a trimis, doamnă, de 2 ori. Iulia clipi și încercă să-și aducă aminte când primise ultima oară vreo epistolă de la mama ei. N-a venit oare cineva într-o seară acum câteva săptămâni? Dar ea le-a spus să plece. Bineînțeles, era beată, ceea ce era de înțeles, căci tocmai aflase în detaliu de situația ei financiară și de perfidia lui Primus. Un alt mesager a venit o săptămână mai târziu, dar pe atunci era deja bolnavă și nu se simțea în stare să primească vești care ar fi putut să trezească în ea puternice sentimente de vinovăție. Kalabach spunea mereu că vinovăția e un semn că te dai bătut. Nu mi-aduc aminte de niciun mesager. Iulius știa că minte. Doamna Iulia n-a știut niciodată prea bine să mintă. Se schimba la față și întorcea ochii în altă parte în timp ce rostea cuvintele. Îi era milă de ea, căci părea speriată și tulburată. Voia să creadă că e îngrijorată din cauza lui Phoebe, dar știa aproape sigur că nu era preocupată decât de persoana ei. Știe că sunteți aici, doamnă. Oare?
Sunt sigur că se bucură că ați venit. Se bucură? Făcu ea cu un râs grotesc. De unde știi? Iulius nu răspunse, buzele ei se strânseră. De ce a venit fata asta? Nu avea niciun sentiment mai profund pentru mama ei? Rămase în picioare privind-o. Expresia de pe chipul Iuliei Valerian îl enerva. Se gândi cu câtă satisfacție ar fi îmbrâncit-o jos de pe terasă. Dar cunoscând-o, știa că ar fi căzut ca o pisică tot în picioare, iar pe el l-ar fi trimis în arenă. El se lăsă jos lângă scaunul lui Phoebe. Doamna mea, zise el blând, regretând că nu are vești mai bune pentru ea. Fiica dumneavoastră, Iulia, a venit să vă vadă. Capul lui Phoebe se mișcă ușor. Încercă să vorbească, dar sunetul care ieși pe gură nu era decât o bolboroseală ca un geamăt adânc. Un strop de salivă îi străluci pe buze. Iulia se dădu înapoi, scârbită. Ce s-a făcut pentru ea? El își ridică privirea și văzu dezgustul de pe fața Iuliei. Se ridică postându-se între mamă și fiică. Tot ce se poate face. Se va face bine? Numai Dumnezeu știe. Adică nu. Iulia suspină ușor înfrântă și se întoarse plimbându-și privirile pe deasupra orașului spre port. Ce am să mă fac eu acum? Phoebe făcu un nou efort să vorbească. Iulia închise ochii strâns și umerii căzură la auzul sunetului acela jalnic. Simți nevoia să-și astupe urechile cu mâinile și să scape de acel sunet pentru totdeauna. Iulius înțelese dorința lui Phoebe. Am să vă las singure, rosti el întunecat. Ar fi frumos din partea dumneavoastră să stați de vorbă cu ea, îi mai spuse Iuliei și plecă de pe terasă. Iulia privea în continuare orașul cu ochii împăienjeniți de lacrimi. Să stați de vorbă cu ea, i-a spus el. Nu că mama ei ar fi putut să înțeleagă ceva din situația ei, nu acum. Tu ai fost singura mea speranță, mamă. Se întoarse și o privi trist. O, mamă! Cu un hohot moale se lăsă în genunchi, își puse capul în poala mamei și plânse. Apucă strâns între degete pânza moale a palusului. Nu e drept. Nimic din ce mi s-a întâmplat nu e drept. Și acum nici măcar nu mai am pe cineva căruia să-i pese de suferința pe care o îndur. Și acum tu, așa, e evident că zeii sunt împotriva mea. Mâna lui Phoebe se mișcă ușor și degetele ei mângâiară blând părul Iuliei. O, mamă, ce am să mă fac acum? Ce am să mă fac? Phoebe încercă din nou să vorbească, dar Iulia nu mai putu suporta sunetele acelea bolborosite și fără niciun sens. Mama ei părea nebună. Fiica își ridică ochii și văzu lacrimile curgând șuvoi pe obrajii mamei. Cu un strigăt, fugi. Străbătu în goană terasa și ieși repede din cameră. Când Iulius încercă să intervină, ea îi porunci să se dea la o parte, coborâ grăbită scările și fugi pe ușa afară. Rătăci pe străzile Efesului. Deși soarele strălucea, simțea un întuneric apăsător în jurul ei. Îi era foame, dar nu avea bani să-și cumpere pâine. Era deja seară când se întoarse acasă la vila ei. Didimas o salută respectoasă și îi luă șalul. Iulia intră în triclinium și se întinse epuizată pe una din canapele. Camera pulsa de o liniște glacială. Tropa s-a dus o tavă pe care o așeză înaintea ei, cu tot ritualul obișnuit, apoi îi turnă un pahar plin de posca. Ea nu zise nimic și el ieși din cameră. Iulia se holbă la mâncarea pregătită pentru ea. O torturică friptă, o felie subțire de pâine de grăunțe și o piersică zbârcită. Un zâmbet amar îi încreți buzele. Pe vremuri mâncase la cină cele mai mari delicatese ce se găseau în imperiu, iar acum acesta era festinul ei. Culese carnea de pe torturică până nu mai rămaseră decât oasele. Înmuie pâinea în vin și o mâncă și pe aceasta. Decăzuse atât de mult încât chiar și această masă sărăcăcioasă îi se părea gustoasă. Luă cuțitașul care se afla pe tavă și se jucă cu el, iar gândul îi zbură la tatăl Octaviei. Poate ar trebui să-și taie venele ca și el și să pună capăt acestei căderi lente și dureroase în ruină totală. Oricum era pe moarte,
Boala fără nume îi slăbea puterile pe zi ce trece și o rodea pe dinăuntru. Mai bine o moarte rapidă și fără dureri decât o îndelungată suferință și agonii necunoscute. Începu să transpire în palmă. Mâna în care ținea cuțitul tremura. Îl poziționă deasupra liniilor albastre care îi se întrezăreau pe sub pielea palidă de la încheietură. Mâna a început să-i tremure și mai tare. Trebuie să o fac. Trebuie. Nu am de ales. Închise ochii încercând cu disperare să-și adune curajul necesar pentru a-și pune capăt vieții. Cu un geamăt surd se aplecă în față, în timp ce cuțitul îi scăpă dintre degete și căzu cu un clinchet pe podeaua de marmură, făcând întreg peristilul să răsune de ecoul acelui zgomot. Încolăcindu-se pe canapeaua cea lungă, Iulia și-a acoperit fața cu mâinile tremurânde și plânse. Capitolul 21. Marcus stătea pe acoperiș cu Ezra Bariachin pentru ultima oară. Deși nu-și recăpătase pe deplin puterile și rana încă nu era complet vindecată, simțea un imbolt să-și continue căutarea. Îl anunțase pe Ezra noaptea trecută că va pleca în dimineața asta și ceruse haine pentru drum, făgăduind că îl va recompensa. Primește acestea ca pe un dar, zise Ezra arătându-i o haină nouă, netivită, lungă până la glezne, o eșarfă de pânză dungată, o mantie groasă care să-i servească de pelerină și acoperitoare și o pereche de sandale noi. Marcus era profund impresionat de generozitatea și de bunătatea evreului și mai hotărât ca oricând să se asigure că Ezra va fi recompensat așa cum se cuvine pentru toate neplăcerile. O rugă pe Tafata să-i găsească un mesager roman. Îi dădu omului o scrisoare și îi promise că își va primi plata când va ajunge la destinație. A fost nevoie de ceva muncă de lămurire, dar mesagerul acceptă în cele din urmă să meargă în Cezarea Maritima numai pe baza promisiunilor lui Marcus și să ia legătura cu reprezentanții lui. Marcus știa că de îndată ce aceștia vor citi instrucțiunile și îi vor vedea semnătura, vor trimite cele cerute și totul va decurge conform planului. Marcus îl privi pe omul mai în vârstă care stătea lângă zidul de pe acoperiș. Ezra purta un talis deasupra capului și Marcus își dădu seama că se ruga. Simți un amestec de nerăbdare și invidie. Bătrânul era la fel de disciplinat și de tenace cum fusese Hadassa întotdeauna. Oare îi va împărtăși soarta? La ce îi serveau toate rugăciunile lui? La ce îi serviseră ei vreodată? Și de ce a devenit Ezra atât de dornic să învețe despre Isus? Marcus a rămas surprins să constate cu câtă atenție asculta Ezra fiecare amănunt relatat de el în legătură cu cele spuse de Hadassa despre omul căreia îi se închina ea. Marcus sperase că, spunându-i lui Ezra, va face adevărul să iasă la lumină. Poate acest evreu învățat va vedea imposibilitățile și neconcordanțele ciudatei povești a unui tâmplar transformat în magician, care s-a autoproclamat fiul lui Adonai și care, după cum susțineau unii, a înviat din morți. Dar ceva ciudat se petrecuse pe acoperiș în ultimele zile. Marcus a fost martorul unei schimbări intervenite în Ezra, subtilă, indescriptibilă și totuși de necontestat. Nu putea exprima în cuvinte, o simțea doar în adâncul ființei lui. Era ca și când s-ar fi aflat lângă cineva total diferit de Ezra Bariachin, care îl găsise în uied pe jumătate mort. Marcus îl privi cercetător pe Ezra. Bătrânul stătea cu privirile pierdute în gol spre stradă. Trebuia să afle sigur. Tu crezi că Iisus este Mesia pe care îl cauți, nu-i așa, bătrâne? Ezra își ridică ochii și privi spre cer. E așa cum spui. Cum spun eu? Nu pune pe seama mea povestea asta. Eu n-am spus că Iisus este Mesia al tău sau Dumnezeu sau orice altceva decât un om. Eu ți-am spus doar ce credea Hadassa despre el. Da, dar din fiecare cuvânt pe care l-ai spus mi-am adus aminte că totul stă scris în scripturi. Se uită la Marcus. Unchiul meu a fost ucis cu pietre pentru că a crezut că Iisus este Mesia. La ultima lui vizită aici l-am auzit spunându-i tatălui meu vorbele pe care Iisus le-a spus celor apropiați lui.
Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Orice om din lume ar putea să spună asta, dar numai unul a putut să o îndeplinească. În mijlocul suferinței lui, Iov a zis, omul are nevoie de cineva care să mijlocească pentru el înaintea Domnului. Iov a mai zis, știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Un mântuitor care s-a jertfit pe sine pentru noi. Numai singur Dumnezeu e curat și fără de păcat, Marcus. Eu cred că Iisus este mântuitorul pe care l-am așteptat toată viața. Gândește rațional, ai așteptat atât de mult după Mesia al tău, încât acum vrei ca acest Iisus să fie ceea ce cauți. Dar cum s-a ridicat el în alt fel decât să moară pe o cruce între doi tâlhari? S-a numit pe sine mielul de Paște, s-a dat ca jertfă pentru păcatele întregii omeniri. Adică vrei să spui că și-a dat viața și a devenit un simbol? Nu, nu un simbol, adevărul. Eu cred că a înviat din morți, cred că e Fiul lui Dumnezeu. Marcus scutură din cap. Era posibil ca toate cele spuse de el acestui om, pentru a-l face conștient de credința greșită a Hadasei, să nu facă decât să-l convingă că totul e adevărat? De ce? Cum poți? Mi-ai spus multe lucruri în ultimele zile, Marcus, întâmplări pe care le țin minte din copilărie. Eram un copil când a venit Iisus la Ierusalim și a fost răstignit. Circulau vorbe pe care le-am auzit și eu din întâmplare. Pe lângă asta am citit și copiat scripturile de pe când eram mic. Era meșteșugul meu. Mărturia ta, cuvântul lui Dumnezeu și amintirile pe care le am din acea perioadă au confirmat ceea ce este în inima mea. Iisus este calea spre Dumnezeul cel atotputernic. Numai prin El voi afla lucrul după care am tânjit toată viața. Și care e acesta? O relație personală cu Domnul. Fii atent ce-ți dorești, bătrâne. Iisus este calea spre moarte, crede-mă, eu știu, îți va cere sângele. Poate să-l ia. Marcus își întoarse privirea tulburat. Ce i-a făcut omului acestuia? N-ar fi trebuit să-și deschidă gura niciodată. Încercă să-și alunge din minte amintirea Hadasei stând în picioare în mijlocul arenei. Sper că ceea ce ai ajuns să crezi nu se va dovedi condamnarea ta la moarte. De ce îți înăsprești inima împotriva lui Dumnezeu, Marcus Valerian? Cine crezi că m-a îndemnat să merg pe drumul acela de la Ierusalim? Marcus râse sec. Vulturii te-au condus la mine, ai uitat? Văzu că Ezra vrea să mai spună ceva și îl prinse de mână. Dar hai să nu ne mai certăm pentru un lucru cu care nu vom putea fi niciodată de acord. Nu voia ca ultima lui discuție cu Ezra să se sfârșească cu supărare. E timpul să plec, vreau să parcurg cât mai mult din drum înainte de lăsarea serii. Așa să fie. Ezra coborâ scările și ieși din casă cu Marcus. Îl conduse până la porțile orașului, apoi îl binecuvântă. Fie ca fața Domnului să strălucească asupra ta și să te umple de pace, Marcus Lucianus Valerian. Marcus se strâmbă auzind această binecuvântare. Am multe pentru care trebuie să-ți mulțumesc, Ezra Bariachin, și mi-e teamă că ceea ce ți-am dat îți va pricinui multe necazuri. Îi întinse mâna. Ezra l-apucă de braț. Mi-ai dat un cadou neprețuit. Buzele lui Marcus se arcuiră strâmb. Ești un om bun, pentru un evreu. Conștient că Marcus nu a avut nicio intenție să-l insulte, Ezra râse. Poate într-o bună zi vei putea să treci peste sângele tău de roman, zise el cu blândețe. Vorbele familiare îl loviră pe Marcus ca o rafală, pentru că fără voie îi aduseră în fața ochilor minții imaginea lui râzând și veselindu-se, în timp ce nenumărați bărbați și femei mureau fără alt rost decât acela de a distra mulțimea. Ezra văzu tulburarea lui și înțelese. Hadasa ta e vie, Marcus. E moartă, zise Marcus cu glas neutru și răspicat și-și retrase mâna. Am văzut-o murind într-un amfiteatru din Efes. Viața e mult mai mult decât pot ochii noștri să vadă. Hadasa ta e cu Dumnezeu și Dumnezeu e veșnic.
Durerea mușcă din inima lui Marcus. Aș vrea să o pot crede. Poate cu timpul vei putea. Fie ca Dumnezeul tău să te ocrotească, zise Marcus și surâse ușor, și să găsești un bărbat bun și puternic pentru ta fata. Ezra rămase la poartă privindu-l pe Marcus cum se îndepărtează. Era plin de o profundă compasiune pentru romanul chinuit de gânduri și se întreba ce avea să îi se întâmple în continuare. În drum spre casă, Ezra se rugă ca Dumnezeu să pună un zid de apărare în jurul lui Marcus în călătoria lui. Jehoșeba își ridică privirea de la lucrul ei când Ezra intră în casă. Poate că acum, după ce a plecat, totul va fi din nou ca înainte. Nimic nu va mai fi niciodată ca înainte, replică Ezra. Bartolomeu a condus-o pe Tafata acasă de la fântână ieri după amiază. Spune că de-abia a schimbat câteva vorbe cu el. Își strânse buzele, dar și-a găsit întotdeauna cuvinte când a stat de vorbă cu romanul acela pe care l-a adus în casă. Se va mărita cu bărbatul pe care Dumnezeu l-are în plan pentru ea. Femeia scăpă în poală veșmântul la care lucra și se uită spre el. Și cine va fi acela? Îți faci prea multe griji, femeie, zise el, turnându-și apă într-o cupă de lut. Înainte tu îți făceai mai multe griji pentru ta fata decât mine. Ochii scânteiară de îndoială. Ce s-a întâmplat cu tine în ultimele câteva zile? Lucruri uimitoare, zise el și bău. Ea se încruntă neplăcut surprinsă. Ce lucruri uimitoare! Puse cupa jos. Îi va spune curând, dar nu acum. Am nevoie de timp ca să-mi pun în ordine ce am aflat înainte să-ți pot explica într-un mod în care să înțelegi. Sunt chiar atât de proastă? Spune-mi, Ezra, până una alta în timp ce pui în ordine ce ai aflat, ce-ar fi să te apuci din nou să lucrezi la tarabă? Ezra nu răspunse. Rămase în tocul ușii larg deschise și privi în stradă. Tafata se întorcea de la târg cu un coș pe cap, iar Bartolomeu mergea alături de ea. Era un tânăr bun și perseverent. Ezra nu-i spusese fiicei sale că Marcus urma să plece în dimineața aceea. Știa că e un act de lașitate. Sentimentele ei față de Marcus deveneau tot mai evidente pe zi ce trece. Nici atracția lui Marcus Valerian față de ea nu scăpă observațiilor lui. Era spre cinstea tânărului că plecase în acel moment. Un om de calitate inferioară ar fi rămas să profite de înflăcărarea copilărească a unei fete frumoase. Dar ce se va alege de el acum? Jehoșeba îi se alătură. Vezi cum îl ignoră și asta numai din cauza unui roman, zise ea cu amărăciune. Dar când își ridică capul și se uită la el, Ezra a văzut durerea din ochii ei. Ce ai să-i spui? Am să-i spun că acest Marcus Lucianus Valerian a plecat. O decizie înțeleaptă, zise ea întorcându-se să plece. Ar fi fost și mai bine dacă ar fi făcut-o mai repede. Se așeză și luă din nou haina cea ruptă. Tafata se opri și schimbă câteva cuvinte cu Bartolomeu, apoi se întoarse din nou spre casă, în timp ce tânărul rămase pe loc, privind-o cum străbate puțina distanță rămasă. Respins pe față, se întoarse și porni din nou de-a lungul străzii. Până dimineața, tată, strigă ea veselă în drum spre el. Dându-și jos coșul de pe cap, îl sărută pe obraz și intră în casă. Cum e Bartolomeu? Întrebă Jehoșeba cu ochii ațintiți la lucrul ei. E bine, mamă. Și alții sunt bine, murmură ea printre dinți. Tafata luă un fruct din coș și îl puse în vasul de lut de pe masă. Mi-a spus că mama lui pregătește deja hamantașen de prune pentru mijloc Ahmanot de anul ăsta. Eu încă nici nu mi-am început pregătirile pentru Purim, zise Jehoșeba dezamăgită. Au intervenit altele. Privirea îl scrută acuzator pe soțul ei. Lasă că te ajut eu, mamă. Avem mai mult decât suficient timp să pregătim darurile pentru săraci și pachetele cu mâncare pentru prieteni. Alese două caise perfecte și începu să urce scările spre acoperiș. A plecat, zise Ezra. Tafata se opri și se întoarse privindu-l alarmată. Nu se poate, zise ea clipind. Rănile nu-i sunt complet vindecate. Destul de vindecate, murmură Jehoșeba. A plecat azi dimineață, Tafata. Fata urcă în grabă scările până pe acoperiș. Când coborâ din nou, lui Ezra-i trecu prin minte că va fugi după Marcus.
Chiar făcu câțiva pași spre ușă, dar apoi se opri. Umerii căzură și cu un suspin ușor se prăbuși într-un scaun, iar ochii se umplură de lacrimi. Nici măcar nu și-a luat rămas bun. Iehoșeba își încleștă mâinile în jurul hainei din pola ei și-și cercetă fata. Apoi își ridică ochii spre Ezra, implorându-l din priviri. Să facă ce? Se întrebă el. Mi-a spus că va pleca, zise tafata cu glas tremurat, cu lacrimile și roindu-i pe obraj, că așa ar fi mai bine. Păcat că n-a plecat mai repede, zise mama abătută. Eu speram că va rămâne pentru totdeauna. La ce bun? Nu știu, mamă, doar speram. Ce sperai, tafata? Că un roman va accepta să fie circumcis? Că un roman va deveni evreu? Trebuie să te gândești, fiica mea. Tafata scutură din cap și își-ntoarse privirea cu fața albă de suferință. Iehoșeba își deschise gura să continue, dar Ezra clătină din cap reducând-o la tăcere. Ochii femeii erau și ei plini de lacrimi și își scrutau acuzator soțul. El știa ce e în capul ei. Era vina lui că tafata s-a îndrăgostit de un bărbat care făcea parte dintre neamuri. Era vina lui că acum suferea. N-ar fi trebuit să-l aducă pe Marcus Valerian în casa lor. Dar dacă nu l-ar fi adus, n-ar fi ajuns niciodată să cunoască adevărul. Neștiind ce să spună ca să potolească durerea fiicei lui, Ezra rămase tăcut. După un moment, tafata se ridică și fugi pe acoperiș. N-ai putut să spui ceva? Îi strigă Iehoșeba acuzator cu obrajii palizi brăzdați de lacrimi. Indiferent ce i-aș spune, n-aș face decât să o rănesc și mai tare. Iehoșeba puse haina la care lucra într-un coș și se ridică. Atunci am să-i spun eu. Nu, n-ai să o faci. Stai jos, femeie, și las-o în pace. Căscând ochii, Iehoșeba se așeză la loc, dar fata își îndeplini îndatoririle în următoarele zile. De vorbit, vorbi foarte puțin. Iehoșeba merse la târg și în vizită la celelalte femei. Ezra se întoarse la pergamentele, la cerneala și la penițele lui. Simțea în el o sete și o neliniște ce-l făcea să-și petreacă din ce în ce mai mult timp pe acoperiș la ceasurile serii, rugându-se să-i se arate calea. Aștepta, dar nu știa ce. Un avocat roman sosi de la Cezarea Maritima după 7 zile de la plecarea lui Marcus. Omul era îmbrăcat în haine scumpe și însoțit de 8 gărzi înarmate până în dinți. Cu mare ceremonie îi înmână lui Ezra o scrisoare și făcu un semn către 2 gărzi care puseră pe masă o casă de bani. Derutat, Ezra rupse pecetea de ceară și desfăcu sulul. Epistola spunea că purtătorul scrisorii, numitul Ezra Bariachin, putea să călătorească oricând către orice destinație pe oricare dintre navele din proprietatea lui Marcus Lucianus Valerian. Va primi cele mai bune camere și va fi tratat cu cel mai înalt respect și cu mare cinste. Cum se poate una ca asta, făcu Ezra înlemnit? Cine e el ca să poată spune asemenea lucruri? Avocatul râse. Știi cine s-a aflat sub acoperișul casei tale, evreule? Marcus Lucianus Valerian poate face tot ce-i trece prin cap. E cetățean roman și unul din cei mai bogați negustori din Imperiu. Deține antrepozite în Roma, Efes, Cezarea Maritima și Alexandria. Navele lui merg până în Tarsis și în Britania. Iehoșeba căzu pe scaun cu gura căscată. Avocatul deschise casa de bani dezvăluindu-i conținutul. Pentru tine, zise cu o mișcare largă a mâinii. Era plină cu aurei. Înlemnit, Ezra se dădu înapoi. Diferența dintre un roman și un evreu, zise avocatul arogant, aruncând o privire disprețuitoare prin camera simplu mobilată. Apoi, terminându-și treaba, ieși din casă, urma de soldați. Ezra se uită din nou în cutie. Nevenindu-i să-și creadă ochilor, își umplu mâinile cu bani de aur și îi cântări în palmă. Iehoșeba se ridică tremurând, se holbă în cutie și îl prinse pe Ezra de mânecă. Cât e aici, ne ajunge să ne asigurăm un trai confortabil pentru tot restul vieții. Ne putem cumpăra o casă mai mare, ne putem permite servitori, vei putea sta și tu la porțile cetății cu bătrânii. Amni, fratele tău, nu se va mai uita niciodată de sus la tine. Tafata își aruncă în tăcere ochii mari și negri spre tatăl ei. Nu,
zise Ezra. Dumnezeu are alte planuri cu banii ăștia. Ce planuri? Te-a binecuvântat pentru dreptatea ta. Ți-a dat bogății ca să te bucuri de ele. Ezra clătină din cap. Nu, zise el din nou, lăsând banii să cadă înapoi în cutie. Aceștia sunt pentru lucrarea lui. Ți-ai pierdut mințile? N-ai auzit ce spun fariseii? Dumnezeu îi răsplătește pe cei drepți. Nimeni nu e drept, mamă. Absolut nimeni, rosti cu glas moale Tafata. Numai singur Domnul e drept. Ezra surâse către ea, în timp ce inima îi crescu la aceste cuvinte, în cuvință din cap cu ochii strălucind. Ea va înțelege și va crede când îi va împărtăși vestea cea bună. Îl vom sluji pe Domnul. Ezra puse la loc capacul peste casa de bani și o încuie. Capitolul 22. Marcus merse pe jos spre nord fără să se îndepărteze de bancurile de nisip ale râului Iordan. Trecu prin Archelais, Enon și Salim și o lăs spre nord-vest către ținutul de Luros. Se oprea în fiecare sat să întrebe pe oricine era dispus să stea de vorbă cu el, dacă nu cumva își amintea de o fată pe nume Hadasa, care a plecat cu familia ei la Ierusalim și nu s-a mai întors după distrugerea lui. Nimeni nu părea să fie auzit de ea. Pleca, punându-și întrebarea dacă oamenii cu care stătea de vorbă îi spuneau adevărul. Deseori, comportamentul curtenitor cu care era întâmpinat se schimba pe loc într-o atitudine de prudență și ostilitate, de îndată ce deschidea gura. Accentul îl dădea de gol. Vedea schimbarea din ochii lor și știa deja la ce se gândesc. De ce și-ar lua un roman straie de evreu, dacă nu pentru că avea în minte un plan secret prin care să îi prindă în capcana propriilor lor cuvinte? După ce rătăci zile în șir, intră în cele din urmă într-un sat mic numit Nain, de pe dealurile din Ținutul Galilei. Se opri la târg și cumpără pâine și vin. Cum se mai întâmplase și înainte, oamenii îl crezură evreu până când îl auziră vorbind și îi recunoscură accentul. Dar de această dată negustorul fu mai degrabă direct decât reținut. De ce ești îmbrăcat ca un evreu? Întrebă el, vizibil uimit și curios. Marcus îi povesti cum a fost tâlhărit pe drumul spre Ierihon și salvat de Ezra Bariachin. Aceste haine sunt un dar de la el. Le port cu mândrie. Negustorul dădu din cap, satisfăcut de răspunsurile tânărului, dar curios în continuare. Și ce cauți aici în ținutul de Luros al Galilei? Caut casa unei fete pe nume Hadasa. Hadasa? Ai mai auzit de numele ăsta? Poate că da, poate că nu. Hadasa e un nume destul de comun printre fetele evreice. Marcus nu era mulțumit cu răspunsul lui. O descrise cu toate detaliile pe care le ținea minte. Negustorul ridică din umeri. Păr negru, ochi căprui închis, subțirică. Descrierea domniei tale s-ar potrivi oricăreia dintre fetele noastre. Nu era nimic mai deosebit la ea? Ea însăși era deosebită. O bătrână stătea în picioare în umbra tarabei. Marcus își dădu seama că trăgea cu urechea la discuția lui cu negustorul. Ceva de pe chipul ei îl făcu să-i adreseze ei direct întrebarea. Știi cumva de o fată pe nume Hadasa? E așa cum spune Nașon, răspunse bătrâna. Sunt multe fete cu numele de Hadasa. Dezamăgit, Marcus tocmai se pregătea să plece când bătrâna vorbi din nou. Tatăl ei era cumva olar? El se încruntă încercând să-și aducă aminte, apoi se uită la ea. Se poate, nu sunt sigur. Aici trăia pe vremuri un olar. Îl chema Anania. S-a căsătorit la o vârstă înaintată. Pe soția lui o chema Rebecca. I-a dăruit 3 copii, un băiat și 2 fete. Una dintre fete se numea Hadasa, cealaltă Lea. Pe fecior îl chema Marcu. Au plecat la Ierusalim și nu s-au mai întors niciodată. Negustorul se uita agitat la ea. Hadasa de care vorbești poate să nu fie aceeași cu cea pe care o caută el. Hadasa susținea că tatăl ei a fost înviat din morți de Iisus din Nazaret, rosti Marcus. Negustorul îl săgetă cu privirea. Și de ce nu ai spus așa de la bun început? Înseamnă că știți despre cine e vorba.
Hadasa pe care o cauți e una și aceeași cu cea de care îți spuneam, zise bătrâna. Casa unde a locuit familia ei e închisă de când au plecat la Ierusalim să petreacă Paștele. Am auzit că au murit cu toții acolo. Hadasa a supraviețuit. Bătrâna clătină din cap uimită. O minune de a lui Dumnezeu, zise ea cu respect. Era o fetiță timidă, adăugă negustorul. Ai fi fost tentat să crezi că va supraviețui cel mai puternic, nu cel mai slab. Sprijinindu-se cu toată greutatea pe bastonul ei, bătrâna îl cercetă cu atenție pe Marcus. Unde e Hadasa acum? Marcus își întoarse privirea. Unde locuia? Întrebarea lui se lovi de o tăcere îndelungă. Se uită din nou la bătrână. Trebuie să știu, rosti el grav. Femeia îl privi cercetător și expresia ei se îndulci. Casa lui Anania se găsește în josul străzii, în partea de est, a patra de la capăt. Marcus se pregăti să plece. Romanule, zise ea cu blândețe, nu vei găsi pe nimeni acolo. Găsi ușor casa și se minună când văzu cât era de mică. Ușa era descuiată și scârțâi când o împinse. Când intră înăuntru, pânze de păianjen se agățară de el, dar le dădu la o parte. Locul avea un miros închis, de spațiu părăsit și lăsat în paragină. Își roti privirea prin camera micuță. În această casă nu erau trepte care să ducă pe acoperiș, ci doar o ușă în spate care dădea într-un dormitor. Un pat simplu era zidit din peretele de lut. Marcus străbătu camera și ridică barele de fier de la fereastră, deschizând-o larg. Lumina soarelui năvăli înăuntru și odată cu ea un suflu de aer cald, care făcu particulele de praf să danseze în șuvoiul de lumină. Dându-se înapoi, Marcus se întoarse și văzu razele soarelui luminând deasupra unei roți de olar. Se îndreptă spre ea și o învârti. Roata se mișcă cu greu, dovedind ani îndelungați de nefolosință. Marcus o lăsă și-și trecu degetele peste masa plină de praf cioplită grosolan. Se așeză pe unul dintre cele 5 scăunele și-și roti încet privirea prin cameră. Lângă ușa din față se găseau un jug și 2 găleți. Pe lângă ele mai erau câteva ulcioare și castroane de lut. Nimic mai mult, sau oricum nimic de valoare. Închizând ochii, Marcus trase adânc aer în piept cu palmele întinse pe suprafața aspra mesei. Hadasa a crescut în casa asta, a dormit în camera asta, a mâncat la această masă. Degetele îi se răsfirară pe suprafața zgrunțuroasă a mesei, la gândul că mâinile ei au atins-o. Voia să-i surprindă esența, să se simtă mai aproape de ea. Dar în loc de asta, se simți năpădit de teamă. Nu-și mai amintea trăsăturile feței ei. Încercă cu disperare să prindă între degete amintirile legate de ea, dar acestea păleau, încețoșându-i în minte imaginea ei. Își acoperi fața și încercă să-și amintească, să-i pună trăsăturile cap la cap. Singura imagine pe care o avea înaintea ochilor era o fată fără chip, stând în genunchi în grădina vilei tatălui său, cu brațele ridicate spre cer și spre Dumnezeu. Nu, gemu, îngropându-și degetele în păr și ținându-și capul cu mâinile. Nu-mi lua și puținul care mi-a mai rămas din ea, dar oricât de mult ar fi implorat, oricât de mult ar fi încercat, știa că i-ai scăpa printre degete. Epuizat și cuprins de disperare, Marcus privi în jur. Făcuse atâta drum. Și pentru ce? Pentru asta? Închise ochii și-și lăsă capul în mâini.